O călătorie în lumea copiilor. Eu sunt Denis și împreună vom merge într-o aventură în lumea poveștilor, unde eroii suntem noi copiii. Să mergem în aventură! Vom folosi o hartă a poveștilor. Acesta este traseul pe care îl vom urma astăzi. Prima oprire este pe planeta Micului Prinț. Micule Prinț, ne poți spune mai multe despre tine? Bun venit pe B612, casa mea. Aceasta este floarea mea, iar eu călătoresc pentru dorințele ei oriunde. Floarea din asteroidul Micului Prinț devine una dintre primele sale relații și reprezintă un simbol al prieteniei și al legăturii emoționale. Chiar dacă inițial au momente de conflict și neînțelegere, legătura lor devine profundă și Micul Prinț o iubește cu sinceritate și loialitate. Hei, Peter Pan, tu ce poveste ai să ne spui? Bună, eu sunt un copil din țara din Nicăieri, ador să zbor și mă lupt adesea cu pirații, clopoțica, zâna mea, mă ajută mereu, iar de curând am cunoscut-o pe Wendy și frățiorii ei, Wendy este foarte drăguță. Legătura dintre Peter Pan și Wendy devine o combinație de prietenie și protecție maternă. Peter îi este recunoscător pentru sprijinul și dragostea ei și îi arată loialitate și protecție în aventurile lor în țara de Nicăieri. Coraline, cum este povestea ta? Am o poveste aparte. Sunt cunoscută pentru întâmplările înfricoșătoare din noua mea casă. Un aspect important al prieteniei în Coraline este relația ei cu pisica vorbitoare din lumea alternativă. Pisica îi oferă sfaturi și sprijin în timp ce navighează prin pericolele și puzzle-urile lumei Other Mother. Bună, Remy! Ce faci singur aici? Eu sunt orfan, sunt singur pe lume, dar vreau să schimb acest lucru. Remy întâlnește și dezvoltă o relație de prietenie cu Arthur, un tânăr bogat care îi oferă ajutor și ospitalitate în momentele de nevoie. Bună, mic vrăjitor! Bună, eu sunt Harry. Bine ai venit la școala de farmece și vrăjitorie. Aici am învățat cum să-l înving pe Lordul Cap de Mort. Una dintre relațiile de prietenie cele mai importante din întreaga serie este cea dintre Harry Potter, Ron Weasley și Hermione Granger, care devin inseparabili încă din primele lor zile la școala de magie și vrăjitorie. Ei se sprijină reciproc în momentele dificile, împărtășesc bucuriile și tristețile și își oferă unul altuia loialitate necondiționată. Unul dintre motivele pentru care mi-a plăcut povestea fără sfârșit a fost simpaticul Fuhur, câinele balaur. Fuhur este un partener de încredere. El m-a ajutat să opresc înaintarea nimicului pentru salvarea tărâmului Fantazia. A, bestia este prietenul meu, ador cum o scarpină. Jungla, frumos loc, dar periculos. Sunt Mowgli, tu cine ești? Ești prieten cu Baloo? Nu, dar îl cunosc din vedere. Mă așteaptă, am plecat. Baloo, ursul înțelept și blând, devine un mentor și un prieten apropiat pentru Mowgli. El îl învață pe Mowgli modul de viață al junglei și oferă sfaturi și îndrumare, în timp ce încearcă să-l protejeze de pericolele din junglă. Bun venit în Anglia, la palatul lui Edward Tudor. Îl avem alături pe Edward și Tom Candy. Eu sunt Edward, dar m-am săturat de viața asta plină de lucruri scumpe. Eu sunt Tom și nu mai vreau să fiu un copil sărac. Așa că ne-am hotărât să facem schimb de haine și să trăim unul în pielea celuilalt. Edward, un băiat dintr-o familie respectabilă, și Tom Canty, un băiat sărac și cerșetor, dezvoltă o relație specială de prietenie pe parcursul romanului. Chiar dacă provin din medii sociale diferite, cei doi băieți împărtășesc aventuri și experiențe care îi apropie și îi fac să se înțeleagă reciproc. Heidi este o bună prietenă de-a mea. Salutare! Eu sunt Heidi, fetița munților, pentru că locuiesc cu bunicul meu pe munte. Nu pot sta departe de el. Heidi dezvoltă o relație specială de prietenie cu bunicul ei, un bătrân retras la începutul poveștii. Pe măsură ce timpul trece și Heidi își aduce inocența și bucuria de viață în casa lui, bunicul începe să își deschidă inima către ea, dezvoltând o legătură de prietenie puternică și profundă.